Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O pensionară din Brașov a fost amendată de poliția locală pentru că a plantat flori în grădina blocului. N-ai voie. Sancționată cu 100 de lei. Fără a plantat flori, fără respectarea prevederilor legale. Atenție! Da. Eu cunosc Peța foarte bine că am situația asta la mine la bloc. Grădina blocului, în fața blocului, da? N-ai voie jos la bere de pe grădina blocului, numai ADP-ul are voie în grădina blocului. Și noi avem o vecină în vârstă care e fiartă pe grădina blocului, toată ziua în grădina blocului face, și plantează tu lucruri. Ai reclamat-o? Nu. Vezi, în schimb, s-a enervat femeia de serviciu că i-a mutat un crin, ce a ieșit puțin iureș. Serios, ce probleme au autoritățile în țara asta, serios. Deci, eu nu înțeleg cum mămăicile, băi, nici mărar, nici flori. Cum prinde poliția locală o mamaie care vinde mărar fără autorizație? Zbang, amendă. Cum prinde o... O să vinzi mărar oricum. O pensionară care plantează crin în grădină? Zbang, amendă. Dacă am plantat fiecare ce-l taie capul prin grădinile blocurilor, ce acolo? Da. Cum afectează mediul orice chestie de genul ăsta? Da. Să fie naibii. Băi, pe bune. Între timp citesc... Știți cine e Victor Micula? Victoraș Micula. Da. Beizadea. O beizadea. O beizadea, potrivit definiției, tipică. O beizadea, care în urmă cu ceva vreme a participat în calitate de polițist, deși el nu e polițist, adică i-au dat haine de polițist ca gulă tot la o descindere împotriva nu știu cărui interlop căutat de acolo. El l-au luat prietenii lui polițiștii, înțelegi? Și s-a dus și s-a făcut pe polițistul. Ceea ce e totalmente ilegal, este o infracțiune clară. E, citesc, tocmai s-a prescris procesul, nu s-a mai făcut nimic în el și ca atare... Bă, dar dacă planta ăsta ceva în fața blocului, mamă, nene, scrofuloși la datorie, polițiștii locali i-a plecau imediat amendă, îl făceau de râs, îl puneau la panou, la așa nu. Însă dacă ești beizadea și te duci cu poliția să dai cu piciorul nuși, ilegal, asta, lasă, bă, trece de la noi. Nu face toată lumea asta. Bă, dar dacă ar planta toată lumea mărar și ar vinde mărar... Unde am ajunge? Unde am ajunge? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.